În perioada 4 aprilie-30 mai se desfășoară faza principală a cercetării PISA, studiu comparativ internațional administrat odată la 3 ani, inițiat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Scopul acestor evaluări este de a măsura obiectiv nivelul de dezvoltare a competențelor de bază ale elevilor de 15 ani în trei domenii principale: lectură, matematică și științe. Anul acesta vor participa din județul Maramureș 4 unități de învățământ care au fost selectate și acestea sunt Colegiul Național Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Nemet Laszlo Baia Mare, apoi Liceul Borșa și Școala Profesională Poienile de Submunte. Anul acesta este pentru prima dată când România susține această testare internațională în mod digitalizat, deoarece până în 2018 toți elevii români au susținut testarea doar pe suport hârtie. Evaluarea PISA pune accent pe competențele necesare pentru viața personală, socială sau pentru integrarea pe piața muncii și evaluează felul în care elevii știu să aplice cunoștințele acumulate. Scopul pentru care se realizează această evaluare este cea de a măsura în manieră absolut obiectivă nivelul la care elevii care au vârste de 15 ani pot să aplice ceea ce au învățat. Nu este vorba de o evaluare de tip comprehensiv, ci mai degrabă ne gândim la modul în care elevii știu, pot să aplice ceea ce au învățat de-a lungul timpului la clasă. La evaluarea internațională standardizată PISA participă toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și alte țări, și evaluarea se face odată la 3 ani de zile. România participă la PISA încă din anul 2000, iar ultima testare de acest fel a avut loc în anul 2018, când țara noastră s-a situat pe locul 47 din 79 de state care au luat parte la evaluare.